să se treabă? Nu știu, nu știu. Ce să fie ceasă? E aproape două. Se crapă de ziua. Cu cât să fie încă zi, Adrino? Cel puțin două ore. Mare tâmpit mai sunt. Fac drumul până aici ca să-i întâmpin la gara și că încolo mă las fără de somn. Ai fi putut să mă trezești? Credeam că ați plecat. Ei sunt! Mi se pare că vine! No! Până scot bagajele, ba una, ba alta. Lyubov Andreevna a stat 5 ani în străinătate. Cum mai fi? Ce ființă cum se cade, simplă, cu care te înțelegi de minune. Mi-aduc aminte când eram un mâns, să tot i-a vrut 15 ani, răposatul taică meu, care pe atunci din nou de gheană în sat, mi-a tras un pumn în vasă, mi-a potidit sângele pe nas. Venisem amândoi la curte, nu mai țin minte pentru ce, și el era cam făcut. Lyubov Andreevna, tineră și subțirică pe vremea aceea, m-a adus aici în sfârșit la camera copiilor și mi-a zis: nu mai plânge, țărănușule, că-ți trece pentru ei în săra. Țărănușule, e drept că tata era țăran. Iar eu, o polveste albă și pantofi galben, din bogății m-am îmbogățit, am parare cu carul. Dacă îmi stau să chipzuiesc, să gândesc mai bine, tot țăran am rămas. M-am apucat să citesc cartea asta, n-am priceput o boabă. Câinii nu s-au liniștit toată noaptea, ei simt că le vin stăpânii. Ce-i cu tine, Doniaș? Nu știu ce am, simt că îmi tremură mâinile, mă apucă un leșin. Trăiești, vreau să-ți dăm iarăși. Pe piept, simt și tine sărași că o domnișoare nu se cade. Nu trebuie să le șinești. Adu niște kvas. Le-a trimis grădinarul să le pui în sufragerie. A căzut bruma, e ger 3 grade și vișinii toți sunt în floare. Dați-mi voie, Ermolai Alexeievici, să mai adaug că mi-am cumpărat alalte cizmele astea și scârții îngrozitor, încât nu le mai pot suporta. Cu ce să le ung? Ascultă, da. Ia lasă-mă în pace. Nu vezi cum mă plictisești? Nu e zi de la Dumnezeu să nu mi se întâmple o nenorocire. Și nu mă plâng, ba chiar și zâmbesc. Uitați! Vedeți? Uitați! Uitați ce ghinion, ca să zic așa! E mie pur și simplu nemaipomenit! Da, eu mă duc. Ermolai Alexeievici, am să vă spun ceva. Epihotov m-a cerut în căsătorie. Dar adesea când începe să-ți vorbească, nu pricep nimic. E frumos ce spune el, te mișcă, dar nu e de înțeles. El mă iubește, la nebunie, dar nu știu ce să fac, că se țin scai de el nenorocirile. În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Lumea zice, calcă-n străchii. Mi se pare că sosesc. Ermolai, să veni să geam, apucă iar un fior, simt că am să leșin. Stai jos. O să mă recunoască oare? De 5 ani nu ne-am văzut. Ermolai Alexeievici, mi s-au muiat picioarele, simt că am să le... Ermolai, ei sunt... Mai repede. Vine Lyubov Andreevna. Fix, dragile mele, mulțumesc! Sunt mâinile, doamne! Fix, da! Ce faci, dragile mele? Oh, Ermolai Alexeievici! Mama! Da?
aduce aminte ce odaie asta? Odaia copiilor! Odaia copiilor! Ce frumoasă! Și ce dragă ești! Aici dormeam când eram mică! Mă simt și acum de parcă aș fi copil. Varia! Varia tot mai seamănă cu o căciugăriță! Și tu, Leonea! Și pe Duniașa am recunoscut-o. Trenul a avut 20 de minute întârziere. Ce de bandadă! Leonea! Odaia copiilor! Aici ne jucam noi când eram. Jarlota Ivanovna. Câinele meu mănâncă și alun. Ia te uită. Nu mai spun. V-am așteptat atâta? De 4 nopți n-am închis ochii pe drum. Și acum sunt înghețată. Draga mea, luminița mea, v-am așteptat atâta bucuria mea. Trebuie să vă spun ceva numai decât nu pot să mai aștept nicio clipă. Iar o poveste data? După Paști? Contabilul Epihodov m-a cerut în căsătorie. Numai la asta te gândi. Nici nu știu ce să fac. Mi-am pierdut pe acele. Mă iubește? El mă iubește atât de mult? Parcă nici n-aș fi fost plecată. Luminița mea. Sunt acasă la mine. Mine dimineață. Da? Mă scol de vreme și alerg în livadă. Dar aș putea să adorm. N-am dormit tot timpul călătoriei. M-a chinuit nu știu ce neliniște. Piotr! Piotr Sergeievici a sosit alaltăieri. Petea. Dorme în pavilionul băii, acolo locuiește. Zice el, mi-e teamă să nu deranjez. Ar fi trebuit să-l trezesc, dar nu mă lasă Barbara Mihailovna. Tu zice să nu-l scoli. Duniașa, fă repede cafeaua. Numai decât. Slavă Domnului că a venit. S-a întors bucuria mea. Sufletelul meu a venit. Prin câte am trecut, pare. Cred. Când am plecat în săptămâna patimilor era frig. Tot drumul Charlotta n-a făcut decât să vorbească și să ne arate fel de fel de scamatorii. De ce mi-ai mai dat-o pe cap pe Charlotta? Fiind drăguță de la 17 ani, nu poți să pleci singură în străinătate. Iată-ne și la Paris. E frig și ninge. Eu vorbesc o franțuzească îngrozitoare. Mama locuiește la al 5-lea etaj. Intru la ea și dau peste niște franțuși, niște cucoane, un preot bătrân cu o carte în mână și fum mult de tutun. O casă neprimitoare. S-a făcut deodată milă de mamă. I-am luat atunci capul în mâini și l-am strâns de nu-mi venea să-i mai dau drumul. Și mama mă mângâia într-una și plângea. Nu mai spune. Vânduse vila de la Manton și nu-i mai rămăsese niciun ban. Nici mie nu mai rămăsese nicio copeică. Abia am avut cu ce să ne întoarcem. Și mama nu înțelege nimic. În timpul călătoriei mâncam la bufetele din gară. Cerea tot ce era mai scump și dădea chelnerilor câte o rublă bacșiș. Charlotta la fel. Iașa cerea și el câte o masă întreagă. Era îngrozitor. Iașa e la cheul mamei, l-am adus cu noi. L-am văzut, ticălosul. Varia ați plătit dobânzile? Dar de unde? În august o să ne vândă moșie. Meh! Ce pumn aș mai da! Varia te-a cerut în căsătorie? Doar te iubește. De ce nu lămuriți între voi lucrurile? Ce mai așteptați? Nu cred că o să se facă. Nu-și vede capul de treabă. Și apoi nu-i arde lui de mine. Toți îmi vorbesc de căsătoria asta, toți mă felicită. Și pentru ce? Pentru nimic. Totul e ca un vis. A
Ce broșă frumoasă ai. Ce este asta, o albină? Mi-a cumpărat-o mama. La Paris m-am suit în balon. S-a întors bucuria mea. Sufletelul meu a venit. Toată ziua cu treburile gospodării nu mă mai gândesc decât la un singur lucru. Să te văd odată măritată cu un om bogat. Atunci am să mă liniștesc și eu. Sunt 6 ani de când a murit tata. O lună după aceea s-a înnecat în râu frățiorul meu Grișa. N-avea decât 7 ani. Mama n-a mai putut suporta și atunci a plecat fără să mai privească înapoi. Dacă ar ști cum o înțeleg. Petea Trofimov era învățătorul lui Grișa. Întâlnirea cu el ar putea să-i reamintească totul. Doamna, vă lua cafeaua acolo. Gata? Da. Da. Da, frișcă! Nu e așa? Ce frișcă? Frișcă? Da. Ce ești, parapita? Oamenilor, îmi dau cap. S-a întors de la Paris și boierul se ducea la Paris odinioară, dar cu Rădvanul. De ce râzi, Firs? De ce râzi? S-a întors de la Paris. Dacă m-a ajuns să văd asta, acum pot să mor liniștit. Era așa. Bile galbenă. În mijloc, iei dubleu în colț. Croazie și carambol. Ania! Ții minte, Liuba, parcă ieri dormeam amândoi în odaia asta și acum am peste 50 de ani, oricât s-ar părea de ciudat. Da, vremea trece. Ai spus ceva? Am spus că vremea trece. Aici. Parcă mi lasă apaciuni. Eu mă duc să mă culc. Noapte bună, mamă. Scumpa mea, fetița mea, iubita mea. Ești bucuroasă? Da. Eu încă nu pot să-mi vin în fire. Noapte bună, unchiule. Noapte bună, scumpa mea. Cum semen cu maică ta. Știi, Liuba, când erai de vârsta ei, arăta exact ca ea. Da, da, dar e foarte obosită. Ce vrei, drum lung? Domnilor, ceasul de 3. Ba. Ar fi timpul să ne retragem. Mare ai rămas aceeași, Varia. Să-mi beau numai cafeaua și mergem la culcare. Mulțumesc, Firs. Mersi, mersi. Știi că am luat năravul cafele. Eu beau când și ziua și noaptea. Mersi, mon vieux, mersi. Mă duc să văd dacă s-au adus toate lucrurile. Să fie oare adevărat? Sunt eu și sunt aici. Vine să sar. Să fac nebunii. Să fie numai un vis. Nu, nu, Dumnezeu mă știe că-mi iubesc țara și-o iubesc foarte mult. Nu puteam să privesc pe fereastra vagonului fără să plâng. A, da, trebuie să-mi beau cafeaua. Merci, Fils. Merci, mon vieux. Îmi pare așa de bine că mai trăiești. Alaltă e. Abia mai aude. Trebuie să plec la 5 la Harkov. Păcat. Aș fi vrut să mai rămân, să mai vorbim. Sunteți atât de minunată. Îmbrăcată ca la Paris, e de gata. Fratele dumneavoastră, Leonid Andreevici, spune despre mine că sunt un bădăran, un țărănoi îmbogățit. Mie puțin îmi pasă, n-are decât să vorbească. Aș vrea numai ca dumneavoastră să aveți încredere în mine ca altădată. Ca ochii aceștia minunați și duioși să mă privească tot ca mai înainte. Tatăl meu a fost iobag la bunicul și la tatăl dumneavoastră, dar dumneavoastră ați făcut odinioară atâta pentru mine încât am uitat totul și vă iubesc.
ca pe o rudă. Mai mult decât pe o rudă. Nu, nu ai putut sta locului. Nu, nu, eu nu știu cum am să îndur atâta bucurie. Nu puteți să-și râdeți de mine. Nu, sunt o nebună. Nu, nu, dulapul meu drag. Și măsuța mea, măsuța mea scumpă. Și Lona, și tu, și Lona, și tu. De dacă a murit în lipsa ta. Da, e, mi s-a zgris. Ei să râna ușor. Și Anastasia a murit. Iar Pietru Șcachiorul a plecat de la mine și acum e în oraș la un comisar de poliție. Ei, ce să-i faci? Ah, pica mea, Dașenca, vă transmite salut. Mersi, mersi. Aș fi vrut să vă spun ceva foarte plăcut și care să vă bucure. Plec numai decât și nu am timp să vorbesc foarte mult, doar în două, trei cuvinte. Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișin se vinde pentru datorii. Data licitației 22 august. Să nu vă speriați, dragă Liubov Andreevna, dormiți liniștită. Mai e o scăpare. Iată planul meu. Vă rog numai să mă ascultați. Proprietatea dumneavoastră se află la numai 20 de verste de oraș, aproape de noua cale ferată. Și dacă pământul de pe malul râului s-ar împărți în loturi pe care le-ați putea arenda pentru vile, ați putea avea un venit de cel puțin 25.000 de ruble pe an. Iartă-mă, dar ar fi o prostie. Nu te înțeleg prea bine, Iermolai Alexeici. Veți putea lua de la arendaș câte 25 de ruble pe an de deseatină. Și asta dacă veți anunța chiar acum, până la toamnă, uite, mă prind pe orice, că nu va rămâne nicio bucățică liberă. Eu cred că vă pot felicita. Poziția este minunată. Râul este adânc. Numai că va trebui făcută puțină ordine, puțină curățenie. Vor trebui de asemenea dărâmate toate hardughiile astea vechi și casa asta care nu mai e bună de nimic. Vor trebui de asemenea tăiați toți vișinii bătrâni din livadă. Să-i tăiem? Iartă-mă, dragul meu, dar dumneata nu înțelegi chiar nimic. Dacă există ceva unic, ceva fără seamănă, aș putea spune, în toată gubernia, numai livada noastră de vișinie. Livada dumneavoastră nu e fără seamăn decât prin întinderea ei. Vișinii rodesc odată la 2 ani și atunci nu știți ce să faceți cu vișinile pentru că nu le cumpără nimeni. Iartă-mă, dar până și în dicționarul enciclopedic este citată această livadă. Dacă nu veți găsi nimic și nu veți lua nicio hotărâre, atunci la 22 august, livada dumneavoastră și întreaga proprietate vor fi vândute la licitație. Hotărâți-vă! Vă jur că altă scăpare nu e. Niciuna. Acum 45-50 de ani, vișinile se puneau la uscat, ori se păstrau în oțet, se făcea vișinat, se fierbeau pentru dulceață. Pe atunci... Taci, firs! Se trimiteau la Harkov sau la Moscova căruțe întregi cu vișine uscat. Și vișinile uscate erau zemoase, fragile, dulci,
parfumat. Își iau bani, nu glum. Și cunoștea un meșteșug anumit pentru ele. Și acum cine mai știe meșteșugul ăsta? Nimeni. A uitat toată lumea. Ce mai este nou la Paris? Broaște. Ați mâncat? Da. Ba și crocodili. Pe vremuri la țară stăteau numai moșierii și țărani. Dar acum s-au evit și vilgea turiștii. Toate orașele, chiar și cele mici, sunt înconjurate de vile. Și s-ar putea spune că peste 20 de ani... S-ar putea spune că peste 20 de ani vilele astea se vor înmulți foarte, foarte mult. Acum cei ce vin la țară se mulțumesc să-și bea ceaiul în ceardac. Dar s-ar putea întâmpla ca pe viitor să vrea să-și înghepeze pe desetina lor de pământ o adevărată gospodărie. Frișca. Frișca. Și atunci livada dumneavoastră de vișini ar deveni o adevărată regiune de îndestulare, de bogăție. Ce prostie! Mama, ai primit două telegrame. Te sunt de la Paris. S-a sfârșit Paris. Liuba, tu știi câți ani are dulapul ăsta? Acum o săptămână am umblat într-un sertar de jos. Și ce văd? O dată gravată cu fierul. Acest dulap a fost făcut exact acum 100 de ani. Ce zici de asta? Am putea să-i sărbătorim centenarul. E un obiect inanimat, recunosc. Dar, atenție, e un dulap de cărți. 100 de ani? Da, da. Te uită. E un obiect de preț. Scumpe și foarte estimate dulap. Te salut pentru existența ta închinată timp de 100 de ani pe altarul luminos al binelui și al dreptății. Îndemnul tău mut către o muncă rodnică n-a încetat niciodată în această 100 de ani, întreținând din tată în fiu în familia noastră curajul, credința către un viitor mai bun și dezvoltând în noi idealuri luminoase puse în slujba binelui și al conștiinței sociale. Ai rămas același, Leona. Galbena în colț? Trebuie să plec. Nu este nevoie să luați doctorii. E adevărat că nu aduc folos, dar nici rău nu fac. Dați-le coace. Ia că te... Ai nebunit? Tu? Da. Ia, înghițit pe tot. Tot atât la ce prăpastie pe fund. Dar lui a fost la noi de Crăciun. Ori de Paști. Și a înghițit o jumătate de găleată de murături. Ce poți să mai înțelegi? Niciodată nu am priceput. Iertați-mă, Charlotte Ivanovna, n-am avut timp să vă salut. Dacă ți-aș da voie să-mi săruți mâna, după aceea ai dori cotul, apoi umărul. Azi îmi merită pe dos. Charlotte Ivanovna, fă-ne o scamatorie de dumitale. Hai, Charlotte, fă-ne. Acum nu pot, mie somn. Na. În sfârșit, trebuie să plec. Rămâneți cu bine. Ne vom revedea peste 3 săptămâni. La revedere. Varia? Ionia? Nu-mi vine să plec. Dacă vă mai gândiți la cele ce v-am spus, cu privire la parcelare, și luați-o o hotărâre, dați-mi de știre.
aș putea să vă fac rost de un împrumut de 50.000 de ruble. Gândiți-vă bine. Gândiți-vă serios la asta. Plec odată! Ce necioplit? Oh, pardon. Uitasem că Varia se mărită cu el oricum, e logotnicul ei. Untule, nu vorbi prea mult. De ce nu Varia? Să știi că m-aș bucura foarte mult, este un om bun și de ispravă. Da, 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 este un om de nădejde, da și da, și ca spunea. Fel de fel de vorbe că... Da, să nu, stimată doamnă, dați-mi în urmă 240 de ruble. Mâine trebuie să plătesc dobânzile ipotecii mele. N-avem bani. Într-adevăr, n-am un ban. Eu nu-mi pierd niciodată nădejdea, doamnă. Credeam că totul este pierdut când odată, iată, calea ferată trece pe moșia mea și gata. Totul mi se plătește. Gata. Stimat. Mâine. Mi-am băut cafeaua. Da. Da. Uite, haideți să mergem mâine se poate schimba totul în bine. Da, și că poate câștiga lozul cel mare pentru care un bilet, stimată. Fermecătoarea mea, iubora, Andrei. Leonid Andrei, iar v-ați spus pantalonii ăștia. Eu nu știu ce am să mă mai fac cu dumneavoastră. Doarme Ania. 240 de ruble. Lipă, Andrei, nu nimica toată. Lipă, Andrei, v-am venit doar să vă spun bine ați venit și plec numai decât. Am vrut să... Mi s-a spus să aștept până mâine dimineață, dar n-am avut răbdare și... Petea Trofimov. Da, sunt Petea Trofimov. Fost învățător al lui Grișa. Să mă fi schimbat chiar așa de mult. Petea? Da. Petea? Liuba, Petea? Las, Petea, lasă, Liuba. Să aștepți până dimineața. Petea? Lasă-mă. Copilul meu. Lasă-mă. Copilașul meu. S-a necat. S-a necat în râu. Petea? Liniștiți-vă, vă rog. De ce Grișa? Grișa-l meu. De ce? Vă rog, liniștiți. De ce, prietene drag? De ce? Ania doarme. Și eu vorbesc prea tare. Fac prea mult zgomot. Ce-i cu dumneata, Petea? Ce te-ai schimbat așa? Ce ai îmbătrânit? Da, o babă între mine a spus, boierne pârli. Dar eu când am plecat, erai încă un băiețaș. Erai un student frumos și acum ia uite-te la dumneata. Ce ai? Uite, porți ochelari, ți s-a rănit și părul. Tot student ai rămas? Da, și cred că am să rămân student toată viața. Bine, haideți la culcare. Totuși voi împrumăta de la dumneavoastră. Voi împrumăta de la dumneavoastră 240 de euro. Asta e de înainte cu ce știe păi el. Dar eu nimica toată. Dar n-am bani, n-am bani. 240 de euro. Eu bine, nimica bine, toată. Bine, bine, o să ți dau, Leonid, Leona. Te rog, fii bun și dă-i. Lasă, lasă că-i dau eu, să aștepte. E, de ce Leona spui așa? El are nevoie și o să ți dea înapoi. Îi dau, îi dau. Bine, bine, noapte bună. Micuța a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Dacă ar fi după ea, ar împărți totul. Când pentru Alecu e o boală, se găsesc prea multe leacuri, însemnează că, de fapt, e de nenecut. Uite eu, mă gândesc tot timpul. Îmi frământ creierii, îmi storc creierii, găsesc o mulțime de soluții, prea multe chiar. Ceea ce însemnează că, de fapt, nu există niciunul. Dacă am moștenit de undeva ceva sau dacă Ania s-ar mărita cu un om foarte bogat sau... Dacă mă duce să mă încerc eu norocul pe lângă mătușica noastră din Iaroslav, contesa. Contesa e bogată, chiar foarte bogată. Dacă ne-ar ajuta Dumnezeu. Da, o fi bogată, dar pe noi nu ne iubește pentru că Liuba s-a măritat cu un jurist și nu cu un nobil. C'est-à-dire un roturier. Nu s-a măritat cu nobil și de afară de asta nici n-am putea spune că s-a purtat așa prea virtuos.
E bună, e simpatică, e plină de farme. Eu o iubesc foarte mult, dar oricâte circumstanțe atenuante i-am găsit, trebuie să recunoaștem că e bicioasă. E ceva bicios în ea, il y a du vis en elle. Asta reiese din cele mai neînsemnate gesturi ale ei. Uite pe Ania acolo. Mi-a intrat ceva în ochi. Alaltăr când am fost în oraș... Ania, de ce mă dorm? Nu pot să dorm. Fetița mea, scumpa mea, tu nu ești numai nepoata mea. Ești îngerul meu păzitor. Ești tot cea mai scump pe lume. Crede-mă, crede-mă. Te cred, uncule. Toți te iubesc și te stimează, dar trebuie să nu vorbești, ci să taci mereu. Ce ai spus acum despre mama? Despre sora ta? De ce le-ai spus toate astea? Doamne, scapă-mă odată de năravul ăsta blestemat. Și discursul pe care l-am ținut adineaur dulapului a fost de o tâmpenie. De-abia după ce l-am terminat, te-am dat seama de toată tâmpenia lui. Într-adevăr, uncule, a trebuit să taci. Să taci mereu. Dacă ai vorbit mai puțin, te-ai simțit mai liniștit. Tac. Numai două vorbe în legătură cu problema noastră. Am fost ieri în oraș și am stat de vorbă cu mai mulți prieteni. S-ar părea că am putea face un împrumut pe polițe cu ajutorul cărora am putea plăti dobânzile. Mă jur pe onoarea mea că moșia nu va fi vândută. Uite mâna. Să-mi spuneți mie om fără onoare, om de nimic, cârpă, cum vreți voi, dacă vă lăsa să ajungă moșia la licitație. Mă jur pe întreaga mea ființă. Ce bun ești, unchiule, și ce deștept ești. Uite, acum sunt liniștită, chiar fericită, să știi. Leonid Andrei, chiar nu te mai temi de Dumnezeu? N-ai de gând să merg la culcare? Bine, bine. Pentru o dată pot să mă dezbrac și singur. Hai să mergem la culcare. Lasă. Are dreptate. La culcare, toată lumea. Bye, bye. Amănuntele pe mâine de dimineață. Eu aparțin generații din 1880. Nu este ea prea lăudată, dar vă asigur că din pricina convingerilor mele am suferit destul. Nu degeaba mă iubesc țăranii. Pe țăran trebuie să-l iubești, iar trebuie să știi cum... Iar începe, unchiule! Leonid Andreiici... Gata. Da. Aveți dreptate? Noapte bună. Moșia nu va fi vândută. Sunt sigur că voi reuși. Acest crambol! Pașaportul meu nu e în regulă. De aceea nici nu mai știu câți ani am. Și mereu mi se pare că sunt încă tânăr. Când eram mică, tata și mama treceau de la un bârj la altul și dădeau reprezentații foarte frumoase. Eu făceam salt mortal. Și alte diferite figuri. Când a murit tata și mama, m-a luat o doamnă, o nemțoaică, care mi-a făcut educație. Așa. Apoi am crescut și m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt eu? Cine sunt eu? Nu știu. Privește la drept vorbind, viața se poartă cu mine fără milă. Precum furtuna cu o mică corăbioară, admițând că mă înșel. Atunci, de ce, de pildă azi de dimineață când m-am sculat, am văzut pe pieptul meu un gândac de o mărime nemaipomenită. Uite așa de mare.
Dimineața când dau să beau vas, văd în fundul lui ceva scârbos, ca un gândac. L-aș citit pe baclo. Nu-mi pasă lumea învrăjbită. Groaznic mai cântă oamenii ăștia, ca șacali. Am isprăvit. Întrucât mă privește, eu sunt un om cultivat. Citesc diferite cărți extraordinare, dar n-am ajuns încă să știu ce vreau. N-am ajuns încă să știu dacă trebuie să trăiesc sau, ca să zic așa, dacă trebuie să mă împușc. De aceea port cu mine tot timpul un revolver. Iată-l. Ești un om foarte deștept și foarte primejdios, fără îndoială că femeile te iubesc la nebunie. Charlotte Ivan, Charlotte Ivan. Vai, ce prost sunt toți deștepți. N-am cu cine schimba o vorbă. Singură. Mereu, n-am pe nimeni. Nici nu știu cine sunt, nici de ce trăiesc. Trebuie să vă hotărâți până la urmă. Timpul trece. Chestiunea este foarte simplă. Vreți să vă împărțiți pământul în parcele și să-l arendați? Răspundeți da sau nu. Numai un singur cuvânt. Spune, te rog, cine fumează aici țigări de-astea nesuferite? Ce comodie de când s-a construit calea ferată. Dai fuga în oraș, iei un aperitiv, galbena la mijloc. M-aș duce în casă să joc o partidă. Vă rog, nu un singur cuvânt. Răspundeți-mi. Ce? Ieri nu mai departe, mai aveam o grămadă de bani. Și uitați, nu m-am apropiat deloc. Viața mea, Varia, face atâtea economii și eu cheltuiesc bani ca o nebună. Mersi, Firs, mersi, Mobiu. Lasă-l de alea. Mersi. Nu trebuia să merg să iau masa la restaurantul vostru din oraș. Fiindcă restaurantul vostru e prost și muzica la fel. Iar fetele de masă să știi că duhnesc ca să pun. Și tu, Lolea, ce te-a apucat ea? Azi chiar ai început să vorbești despre generația ta, despre decadenți și cui ai vorbit chelnerilor despre decadenți. Sunt incorigibil, nu mai încadă nicio îndoială. Bogătașul de Riganov vrea să cumpere moșia. Se zice că ar lua chiar el parte la licitație. Da? Da, de unde știi? Mătușica noastră din Iaroslav ne-a făgăduit bani, dar când și cât se duce știu. Cam cât ar putea să vă trimită? 100, 200 de mii? Doamne, dacă ne-ar trimite 10, 15 mii de ruble, am fi mulțumiți. Vă rog să mă iertați. În viața mea n-am văzut oameni atât de nepractici, de nechipzuiți, atât de ciudați ca dumneavoastră. Vi se spune verde în față că vi se vinde proprietatea și nu vreți să înțelegeți de fel. Ce putem face? Învață-ne! Dar în fiecare zi nu fac decât asta. În fiecare zi nu spun decât asta. Livada de vișin și pământul trebuie neapărat date în arendă pentru vile. Și asta chiar acum, cât mai repede. Înțelegeți? Licitația e aproape. De îndată ce vă veți hotărâi, vă vor da bani cât vreți și veți fi salvați. Adică vile și vilegea turiști.
Da. Nu, iartă-mă, dragul meu, dar e banal. Sunt cu totul de părerea ta. Eu încep să urlu sau îmi se leșine. M-ați scos din fire. Ascultă, să știi că ești o muiere. Ce? Ce? Ești o muiere! Ce-a spus? Nu, stai! Nu! Nu pleca, rămâi, te rog! Te rog! Rămâi, dragul meu! Poate că găsim ceva. Ce să mai găsim? Lonea, te rog! Rămâi, dragul meu! Rămâi! Când ești aici, îmi pare totul mai vesel. Tot aștept să se întâmple ceva. Mi-e frică că o să se dărâme casa peste noi. Roaze la mijloc, duble în cruț. Multe păcate mai avem. Ce păcate? Se spune că mi-am cheltuit toată averea pe bomboane. Ce prostie! Multe păcate. Toată viața mi-am risipit banii pe o nebună. Și m-am măritat cu un om care făcea numai datorii. Soțul meu bea îngrozitor. A și murit din cauza șampanului. Apoi, din nefericire, m-am îndrăgostit un altul. Și m-am dat lui. Dar chiar în acea vreme, o primă pedeapsă m-a izbit ca o măciucă drept în creștet. Băiețelul meu s-a necat acolo, în râul acela. Atunci am plecat în străinătate, am fugit cu ochii închiși, deznădăjduită. Am fugit pentru totdeauna ca să nu mai văd râul ăsta. Dar el m-a urmărit fără mine. Nu m-a căpțat. Am cumpărat vila de lângă Manton. El s-a îmbolnăvit. 3 ani n-am știut ce-i odihna nici ziua, nici noaptea. Mi-am uscat sufletul, mi-am slăit puterile îngrijindu-i. Și apoi când am vândut vila și am plecat la Paris ca să plătesc datoriile, el a luat toți banii și m-a părăsit pentru alta. Am încercat să mă otrăvesc. E stupid și rușinos. E de la el. Am primit-o astăzi. În fiecare zi îmi trimite câte una. Iar s-a îmbolnăvit, iar îi merge prost. Mă roagă să-l iert. Parcă se aude o muzică undeva. E faimoasa noastră orchestră ovrească, o mai ții minte? 4 viori, un flaut și un contrabas. E cum? Tot mai există? Luna! Luna! Ar trebui să-i chemăm la noi, să dăm o petrecere. N-au nimic. Dar nimic. Bom, 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 bom. Pentru bani nemții fac din rus francuz. Am fost aseară la teatru, am văzut o piesă tare nostimă. Sunt convinsă că nu era deloc nostimă. Voi ar trebui să vă duceți mai rar la teatru și să vă cercetați mai des pe voi înșivă. Cât de cenușie este viața voastră a tuturor și ce cuvinte de prisos mai spuneți. Asta e adevărat, ca să vorbim deschis. Viața noastră e stupidă. Tatăl meu a fost un idiot. Mersi, la drept vorbim la fel de tâmpițu și eu ca și el. Nu știu nimic, n-am învățat nimic. Iar când mă apuc să scriu, parcă scriu un porc, nu un om. A trebuit să te însori, dragul meu. Da, e adevărat. Varia noastră e fată bună. Da. E modestă, nu e frică de muncă și mai ales te iubești. Știu că și dumitale îți place. Da, e bună, foarte bună. Mi s-a propus o slujbă la bancă, 6.000 de ruble pe an, ce zici? Vezi-ți de treabă, nu-i pentru tine. Conașule, vă rog să vă puneți pardesiul, e umezeală. Mă cam plictisești, amice. Nu faci nimic. Și astăzi dimineață ați plecat
iar fără să-mi spuneți. Zici că ai îmbătrânit. Aud? Spune că ai îmbătrânit. Păi, trăiesc cam de multișor. Nu era născut tatăl dumneavoastră când pe mine o iau să mă însoare. La dezrobire eram prim valet. Eu n-am primit să fiu liber. Am rămas la boieri. Toți ceilalți erau veseli. Nici ei nu știau de ce. Taci, fiu. Mâine plec din nou la oraș. Trebuie să cunosc un general care mi-a propus să ne împrumute ceva bani. Da. N-ajută la nimic. Nu o să vă plătiți nici măcar dobânzile. Da, iurează. Nu există niciun general. Uite și copii! Maia! Maia! Veniți în pace, dragi. Nici nu știți cât vă iubesc pe amândouă. Veșnicul student, mereu printre domnișoare. Asta nu-i treaba dumitale. De ce te super om, sucit? Spune-mi, de câți ani ești la universitate? Hai, lasă glumele tâmpite și... Ascultă, vreau să te întreb. Care e părerea dumitale despre mine? Uite ce părerea mea despre dumneavoastră, Ermolai Alexeici. Că ești un om bogat și că în curând vei ajunge milionar, dar în jocul marilor prefaceri și în sensul mutației materiei, rolul dumitale este acela unui animal de pradă gata să înghită tot ce iese în cale. Petea, mai bine spune-ne ceva. Despre ce vorbeam ieri? Despre omul orgolios. Ah, da, da. Am vorbit mult ieri despre omul orgolios. Omul este rău alcătuit. În marea noastră majoritate suntem profund nefericiți, lipsiți de inteligență. Domnilor, ar trebui să încetăm odată să ne mai încântăm de noi înșine. Ar trebui să ne apucăm să muncim. Că de murit, tot o să murim. Cine știe. Dar ce înseamnă asta a muri? Poate că omul are 100 de simțuri. Și când moare, se dispare numai cele 5 cunoscute nouă. Iar restul de 95 să rămână vii. Ce deștept ești, Petea! Lucru mare. Da, da, omenirea merge înainte, desăvârșindu-și forțele. Tot ceea ce azi ne depășește, mâine va fi un lucru pe înțelesul tuturor. Numai că trebuie să muncim, domnilor, și să ajutăm pe cei care caută adevărul. Numai că la noi în Rusia sunt foarte puțini oameni care muncesc. Marea majoritate a intelectualilor pe care eu îi cunosc foarte bine nu fac nimic altceva decât filozofează. Filozofează în timp ce muncitorii mor de foame, câte 30-40 dorm într-o odaie cu capul pe podea, domnilor. Unde sunt creșile de care se face atâta caz? Unde? Unde sunt bibliotecile? Ele nu există decât în romane. În realitate nu există. Peste tot este murdărie. Trivialitate este sălbăticie asiatică. Mă tem de mutrele prea grave, mie nu-mi plac. Mă tem și de discuțiile serioase. Mai bine să tăcem. Bine, află că eu mă scol în fiecare dimineață înainte de ora 5. Muncesc din zor până noapte. Mânesc banii mei și ai altora. Și văd cum sunt oamenii din jurul meu. Trebuie să te apuci să faci ceva ca să-ți dai seama cât de puțin sunt oamenii cinstici și consecrați. Câteodată când nu pot să dorm, mă gândesc, Doamne, Tu ne-ai dat păduri nesfârșite, câmpii cât vezi cu ochii,
Și trăind în ele ar trebui să fim și noi ca niște uriași. Uriași? La ce bun! Uriașii sunt frumoși numai în basme. În viața de toate zilele te sperie. Vine Epihodo. Vine Epihodo. Domnilor, soarele a apus. Da. O natură divină, veșnic strălucitoare, frumoasă și indiferentă. Tu, pe care noi te numim mama noastră, tu îmbini în tine viața și moartea. Crezi și distrugi. Dumnezeu, mai bine a luat galben în dubleu și... n-am tăcut. Ce-a fost asta? Nu știu, poate undeva departe. Într-un puț de mine s-a rufunie și în sorului. Trebuie să fie foarte departe. Sau o fi fost vreo pasăre, vreun bătlan? Sau o bufniță? E ceva neplăcut. Haideți să mergem. Ania, ce-i cu tine? Tu ai ochii plini de lacrimi. Varia, să știi că am pus la cale căsătoria ta. Te felicit. Haideți, domnilor, haideți. Mama, cu asta nu se glumește. Du-te la mănăstire, Ocmelia. Domnilor, vă mai aduc aminte că la 22 august se vinde livada cu vișini. Gândiți-vă bine, gândiți-vă bine la asta. Suntem singuri. Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul. Cu mintea ei îngustă nu poate pricepe că noi suntem mai presus de dragoste, că încercăm să depășim tot ceea ce e meschin și trecător, tot ceea ce ne împiedică să fim fericiți. Iată adevăratul sens al vieții noastre. Înainte! Înainte, spre steaua aia care răsare acolo, în depărtare, sus! Înainte! Să nu rămâneți în urmă, prieten. Frumos vorbești. Ce-ai făcut din mine, Petea? Simt că nu mai țin la livada cu vișini ca până acum. Mi-era de drag înainte. Mi se părea că pe pământ nu e alt loc mai frumos decât livada noastră. Toată Rusia e livada noastră. Pământul este mare și frumos. Și are multe locuri minunate. Bunicul dumitale, străbunicul dumitale și toți strămoșii dumitale au avut dropi. Au fost stăpâni peste suflete vii. Nu simți cum te privesc din fiecare vișină și din livadă? Din fiecare trunchi, din... Nu le auzi glasurile? Ați fost stăpân peste suflete vii. Nici dumneata, nici mama dumitale, nici unchiul dumitale nu vă dați seama de asta. Nu vă dați seama că trăiți pe spinarea celor care... pe care nici nu le lăsați să vă treacă pragul. Ori limpede că pentru a trăi cu adevărat trebuie mai întâi să-ți răscumperi trecutul. Ori nu-l poți să răscumperi decât prin suferință, printr-o muncă uriașă și neîntreruptă. Înțelegi tu asta, Ania? Casa nu mai e de mult a noastră și am să plec din ea. Îți dau cuvântul meu. Dacă ai cheile casei, aruncă-le. Fii liberă ca vântul. Câte dreptate ai. Crede-mă, Ania. N-am încă 30 de ani.
Sunt încă student. Dar pe unde nu m-am mânat soarta? Câte n-am îndurat? Când vine iarna, sunt flămând și... Dar întotdeauna, în fiecare clipă, sufletul meu a fost plin de presimțiri nelămurite. Eu presim fericirea, Ana. Eu o văd. Răsare luna. Iată fericirea, Ana. O văd. Îi aud pași. O simt. Se apropie. Și chiar dacă noi nu o vom vedea, o să vadă alții. Ania! Varea! Varea e revoltător! Ce să-i faci? Haide-mi la râu acolo, e bine. Da? Da. Ania! Attention, maintenant, une promenade à Imper. La musique. Atacuri. Ei, la ce se face? Bărbat, când ești cu lopii, trebuie să urli. Sunt sănătos ca un cal. Taică mi-a răbăsat-o, mare ghiduș, fie țărâna ușoară. Spunea că neamul nostru al Semionovilor Pișchilor să trage din calul pe care Caligula l-a făcut senator. Dar nu de asta mă plâng. N-am bani, așa sunt eu. Nu mi-e gândul decât la bani. Într-adevăr, aduci oarecum cu un cal. Și ce-i cu asta? Calul este un animal de nădejde, poți să-l și vinzi. Da, dau la pagina. Boierul Năpârlit. Ei, da, dar eu sunt boierul Năpârlit și mă mândresc cu asta. Dar de fapt, dacă ai fi folosit altfel energia pe care ai depus-o pentru a-ți procura bani, pentru a-ți plăti dobânzile, ai fi ajuns în curând să răstori pământul. Nietzsche, filozoful, marele, celebru gânditor, acest om cu minte colosală, spune undeva în opele lui că ai voie să falsifici bani. L-ai citit dumneata pe Nietzsche? Eh, te citi chiar nu, dar mi-a spus Dașenca. În situația în care mă aflu nu rămâne decât să falsific bani. Poi mine trebuie să plătesc 310 ruble. De 130 am făcut rost. Unde-s banii? Au dispărut banii. Unde-s banii? Ce bani? Cine mi-a văzut banii? Cine mi-a găsit banii? Unde-s banii mei? Unde-s banii? N-ați văzut banii? Unde-s banii mei? Ia-te-i. Am alunecat în căptușeală. N-au trecut toate nădușele. Se vă trătur, madame. De ce întârzi atâta, Leonid? Ce face la oraș? Sunt iași.
datele ce ai în muzicație? Probabil că nu s-a ținut licitația. Nu trebuia să chemăm muzicanții. Și nici să dăm bani. Nimic. Oh, uite un pachet de cărți. Gândește-te la o carte. M-am gândit. Ia-le, amestecă-le. Da. Hai, hai, dă-le încoace, dragă domnule Piscic. Eins, zwei, drei. Caută-l manceta dumii tale. Om de pică, iată. Bravo. Spune-mi repede ce carte e deasupra. Dama de pică. Este? Ah. Da. For... Ce carte e de sub tu ei? Asul de pică. Este? Este. Bravo, sărbător. Iată, ce vreme frumoasă e astăzi. Doamne, mai splendid. Și dumneata, domnișoară, îmi place foarte mult. Domnișoară, pentru că ești extraordinară. Ce scamatorii. Fermecătoarea mea, Charlotte Ivanova. Sunt îndrăgostit, nu lea de dumneata. Îndrăgostit? Dumneata, îndrăgostit, dumneata, poți să iubești? Aaaa, ia de o idee, dumneata, vă-ți luai. Mensch, aveș letter, muzicant. Ce mai spui calbă, trebuie? Charlotte Ivanovna, vă-ne niște scamatorii. Vă rog, altă scamatorie. Atenție, atenție. Iată o pelerină foarte frumoasă. Nu vrea nimeni să o cumpere? Iată, uite, ia. Nu? Eins. Și Leonid tot n-a venit. Nu înțeleg de ce întârzie atât. Ori nu s-a ținut licitația, ori s-a vândut un proprietar. Tu de ce ne ține atâta vreme nesiguranță? Sunt sigură că omul l-a scumpărat. Da, sigur. Mătușica a trimis o procură să o cumpere moșia pe numele ei. O fi făcut asta pentru Ana. Da, da, mătușica din Iaroslav ne-a trimis 15.000 de ruble ca să răscumpărăm moșia pe numele ei. În noi nu are încredere. Dar banii ăștia nu ajung măcar să plătească locuții. Astăzi se hotărăște soarta. Soarta mea. Va da la pagina. Veșnicul student. De două ori dat afară din universitate. Începe supervarea. Te tachinează cu lopahine. Ei și ce? E un om bun și interesant. Vrei să te măriți cu el, mărită. Nu vrei, nu te mărita. Nimeni nu te țilește în drăguță. Nu m-am să stau de conjur. Mă gândesc serios la asta. E un om bun și îmi place. Atunci mărită-te cu el. Nu înțeleg ce mai așteptă. Că bine, mama, dar nu să-l cer eu în căsătorie. De doi ani toți îmi vorbesc de el. Și numai nu spune nimic sau face glume. Eu îl înțeleg. Acum umblă după avere și are treburile lui. Nu are timp să se gândească la mine. Dacă aș avea bani, măcar 100 de ruble, aș lăsa toate și m-aș duce departe. Aș pleca la mănăstire. Ce dumnezeiască fericire! Un student n-ar trebui să vorbească prostii. Ce urât ai făcut, Petea. Da. Cum ai îmbătrânit. Da, și... Da, și... Da, uite, mama, eu nu pot să stau fără să fac treabă. În fiecare clipă trebuie să fac ceva. Epihodov a rupt un tac! Ce caută Epihodov aici? Cine a dat voie să joace biliard? Eu nu-i mai înțeleg pe oamenii ăștia. Nu mai tachina, Pete. Nu vezi că și așa e destul de mâhnită.
Prea se prăpădește cu firea, prea se amestecă în toate. În toată vara nu mi-a dat pacea Anie și mie. Era teamă să nu ne îndrăgostim unul de altul. Dar ce-i pasă? Și în afară de asta, eu nu am dat niciodată prilejul să gândească așa cum gândește. Eu sunt așa de departe de astfel de banalități. Noi suntem mai presus de dragoste, nu? Nu regret, nu mă jelesc, nu strig, totu-i trecător ca floarea spulberată. De ce nu vine Leonid? Vreau numai să știu, s-a vândut sau nu s-a vândut. Mi-e atât de greu să-mi închipui că s-ar putea întâmpla o asemenea nenorocire, încât să nu vine. Salvează-mă, Petea. Spune-mi ceva, vorbește. Vă rog, liniștiți-vă, dacă s-a vândut sau nu s-a vândut, nu-i tot una. De mult s-a hotărât soarta, e fără putință de revenire. Vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Încercați măcar o singură dată să nu vă mai mințiți singură. Priviți măcar o singură dată adevărul în față. Adevărul? Care adevăr? Dumneata știi unde e adevărul și unde nu e. Dar eu, parcă am orbit, nu mai văd nimic. Aici m-am născut. Aici a trăit tata și mama mea. Aici a trăit și bunicul meu. Eu iubesc casa asta. Nu pot să înțeleg că aș putea să trăiesc fără livada de vișini. Și dacă ea trebuie neapărat să fie vândută, vindeți-mă și pe mine împreună cu ea. Aici s-a necat și copilul meu. Nu se poate, Petea. Spune-mi ceva, fii bun cu mine, dumneata ești un om bun. Să știți că vă compătimesc din toată inima, dar... Altfel ar fi trebuit să spun lucrul ăsta. Nici nu știi ce povară simt astăzi pe suflet. Inima-mi tresare la fiecare mișcare. Aici e prea mult zgomot. Și nu vreau să mă duc nici în camera mea, pentru că eu nu pot să suport singurătate. Nu mă judeca azi, pupete. Știi că eu țin foarte mult la dumneata. Ca la o rudă apropiată. Uite, eu bucuroasă ți-aș dă-o pe Ania, ți-o jur. Dar, dragul meu, trebuie să faci și dumneata ceva, trebuie mai întâi să-ți termini studiile, nu-i așa? Lași să te arunce soarta de colo până colo, e cam ciudat. Și, pe urmă, eu nu știu ce ai de gând să faci cu barba asta, că văd că nu vrea să crească deloc. Ce caragios ești pe... Să știți că nu ți-o să fiu frumos. E o telegramă de la Paris. În fiecare zi primesc câte una. Ieri una, azi alta. Nebunul acela iar s-a îmbolnăvit, iar îi merge prost. Mă roagă să-l iert, mă imploră să mă întorc. Și într-adevăr, eu ar trebui să plec la Paris. De ce mă privești? Ce pot face? Ce pot să fac? El e bolnav, e singur și nenorocit. Cine o să-i dea doctorie la tine? Cine o să aibă grijă de el? Cine o să-l împiedice să facă prostii? Și la urma urmelor, de ce m-aș mai ascunde? Și de ce aș tăcătui când e așa de limpede că-l iubesc? Îl iubesc.
E ca o piatră care îmi stă agățată de gât și mă trage la fund. Dar eu iubesc piatra asta și nu pot fără ea. Nu, n-are rost, n-are rost să spui niciun cuvânt. Te rog să taci. Vă rog, iertați-mi sinceritatea, dar ați uitat că v-a furat. Nu, nu, să nu spui asta. V-a furat, este o secătură, este un om de nimic. Ba da. Tu și 26. Ce? Sau 27 de ani cât ai, să știi că nu ești decât un licean. Și ce-i cu asta? Ce? Dumitale, ar trebui să înțelegi pe cei care iubesc. Și să iubești și dumneata la rândul dumitale. Ar trebui să ai o iubită. Ar trebui să fii îndrăgostit și dumneata. Așa e cum îți spun. Și să nu-mi vorbești mie despre curățenia dumitale sufletească. Pentru că nu ești decât un blec. Caragios, o pocitanie. Ce spune? Da, da, sunt mai presus de iubire. Nu ești mai presus de iubire, ci exact așa cum spune Firs. Ești un târebrâu. La vârsta dumitale să n-ai o iubită. Să știți că din clipa asta între noi totul s-a sfârșit. Petea, nu te supăra. Petea, eu am glumit. Petea. Nimic. Ce s-a întâmplat? Petea, atrofiam la căs pe scaun. Petea, iartă-mă. Hai, suflet curat, hai să dansăm. Iartă-mă. Mă iert. Fiindcă mă duc, răposatul meu stăpân, bunicul dumnealor, ne dădea la toți ori ce am făcut să închețim ceară roșie. 20 de ani închid ceară roșie în fiecare zi. Bine că de aceea mai trăiesc. Permecătoarea mea, Luba, împrumutați-mă cu 180 de ruble. Permecătoarea, trebuie să împrumut de la va, dumneavoastră, 180 de ruble. Frumoasa mea, 180 de ruble, frumoasa mea, permecătoarea mea, Luba. De rău, neata nici nu mă bagi în seamă, parcă aș fi un gândac. Așa e viața. Ce doriți dumneavoastră? Fără îndoială că ai dreptate, dar privind din punct de vedere dumneata, dă-mi voie ca să mă exprim astfel și iartă-mi toată sinceritatea, dar m-ai adus în stare de spirit. Mi-ai dat cuvântul, deși eu... Te rog să mă lași în pace. Am și oale mele. O să vorbim despre asta altă dată, Epihodov. Am și oale mele. Nu e zi de la Dumnezeu să nu mi se întâmplă o nenorocire. Și nu mă plâng. Ba chiar zâmbesc. Ba chiar și râd. Tot nervecați-mi eu. Ce lipsă de respect. Dumneașa, pleacă de aici. Ba joci biliard și rupi tacul. Bate plin prin salon ca un musafir. Dă-mi voie să mă exprim așa că dumneata n-ai de ce să-mi cer mie socoteală. Nu-ți cer socoteală, îți vorbesc. Umbli toată ziua de colo până acolo și nu faci nimic. Ținem în contabil și nu știm de ce. Dacă mănânc sau dacă mă plimb sau dacă joc biliard, asta s-o judece numai superiorii mei și cei care se pricep. Îndrăznești să mă vorbești despre. Adică eu nu pricep nimic, nu? Ieși afară.
Ești afară imediat. Vă rog. Vă rog să vă exprimați într-un mod mai delicat. Ești afară. Vă rog. Ești afară, auzi? Ești afară imediat. Nu regret. Vă rog să vă exprimați într-un mod mai delicat. Nu mă jelez. Vă rog să vă exprimați într-un mod nu strig. Afară imediat. Totul e trecător. Am să mă plâng de dumneata. Am să mă plâng. Mă întorci, auzi? Ei, las că te arăt eu ție. Na! Mă foarte mulțumesc. Te rog să mă ierți. Nu, nu s-a întâmplat nimic. O să-mi iasă un cucuică toate zilele și atâta tot. Iermălai, Alexei, drag, tu ești în carne și oasă, ah, drag, o miroși a coriac, cum să nu, păi da, și noi petrecem aici, ah, copii, Iermălai, Alexei, sportiv. De ce așa târziu? Unde-i Leonea? Leonida Andreevici? Da. E aici, a venit, e aici cu mine. Ei, spune-mi, s-a ținut licitația? Vorbește, spune! Da, s-a ținut. Licitația s-a sfârșit la ora 4, dar noi am pierdut trenul și a trebuit să-l așteptăm pe cel de 9:30. Sunt puțin amețit. Leonea! Leonea! Hai, spune-mi ce s-a întâmplat? Hai, Leonea, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește, Leonea! Uite, icre, sardele, așa, eu n-am mâncat nimic prin cât am trecut. Tirs, vino, ajută-mă să văd. Livada de vișini? Cine a cumpărat-o? Eu am cumpărat-o. Stați, domnilor. Vă rog. Stați, domnilor, vă rog, stați puțin. Mi se întâmplă că mintea și nu pot să vorbesc. Stați puțin. Vă rog, stați puțin. Când am ajuns la licitație, Deriganov era acolo. Leonid Andreevici nu avea decât 15.000 de ruble la el. Și Deriganov a pornit la 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, m-am încăierat cu el și am dat 40.000. El 45, eu 55. Așadar, el urca din 5 în 5 și eu din 10 în 10. Și așa a mers până la sfârșit. Eu am dat 90.000 peste datorie și mie mi-a rămas. Livada de vișinie acum a mea. A mea. Livada de vișinie acum a mea. Spuneți-mi, sunt beat. Sunt în toate mințile. Nu mi se năzare. Nu râdeți de mine. Dacă tata și bunicul s-ar scula din mormintele lor să vadă cum Iermolae lor cel bătut, care abia știa să citească, care umbla iarna desculț, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. Eu am cumpărat proprietatea unde tata și bunica au fost robi, unde nu erau lăsați nici în bucătărie. Visez.
aiurea. Poate mizele zare, poate o scornire a închipuirii voastre învăluită de întunecimea necunoscutului. Aruncat cheile. Vrea să arate că nu mai e stăpân aici. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hei, muzicanți! Cântați! Vreau să vă aud! Am să vă chem pe toți să vedeți cum Iermolai Lopahin va ispi cu toporul în livada cu vișini și vor călea toți pomii la pământ. Vom construi aici vile și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă să cânte muzica. Draga mea, sărmana mea, Liubova Andreevna. Acum nu se mai pot întoarce lucrurile. S-a sfârșit odată viața asta absurdă și nefericită. Vine noul proprietar, stăpânul livezii cu vișini. Pot să plătesc tot! Tot! Plătesc tot! Tot! Ha, 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 ha! Muzica! Frumoasă decât asta. Hai să vezi și să înțelegi, mamă, și o bucurie adâncă se va lăsa peste sufletul tău. Nu mai plânge. Da, cred că e timpul să plecăm, nu? Trăsura a tras la scară. Numai că nu știu unde dracu am pus galoșii. Anea, n-ai văzut galoșii mei? Nu, nu-i găsesc nicăieri. Plec și eu la Harkov. Mi-am pierdut vremea cu voi. Am să stau toată iarna acolo. Nu pot trăi fără muncă. Lasă, lasă, că în curând o să plecăm și să te poți apuca iar de rodnica dumitale muncă. Ia un pahar. Mulțumesc, nu beau. Așadar, pleci la Moscova. Da, îi petrec până la gară și mâine dimineață la Moscova. Uite, pun rămășag că profesorii nu și-au început încă cursurile. Așteptând. Da, uite, asta nu-i treaba dubitale, în primul rând. Și... De câți ani ești la universitate? Hai, zău, caută ceva mai nou. Uite, asta e veche și răsuflată. Poate că nu o să ne mai vedem niciodată, așa că dă-mi voie să-ți dau un sfat.
Nu mai dă atâta de mâini. Căci pentru a construi vile și a crede că vilegiaturiștii vor ajunge în curând gospodar, și asta înseamnă dat de mâini degeaba. Oricum, eu țin la dumneata. Ai un suflet delicat și ales. Să mulțumesc pentru tot. Spune-mi, nu ai nevoie de bani? Ce să fac eu? N-am nevoie. Bine, dar nu aveți bani. Am, o să n-am. Chiar acum am primit niște de bani pentru o traducere. I-am în buzunar. Mai nu știu unde dracu am pus la roșie. Ia-ți nechiturile. Oh, ce de super, Maria. S-a dus galoșii mei. De ce ții nasul pe sus? Sunt țăran și îți vorbesc fără ocoluri. Tatăl tău a fost țăran, al meu a fost farmacist. Deci și ce-i cu asta? Lasă, lasă, să-mi dai și 200 de mii de ruble și tot n-aș primi. Eu sunt un om liber. Eu mă pot lipsi de voi. Pot nici să nu vă bag în seamă. Sunt puternic și mândru. Omenirea merge înainte spre cel mai înalt adevăr, spre cea mai înaltă fericire din câte există. Și eu sunt în primele rânduri. Și ai să ajungi vreodată? Am să ajung? Am să ajung sau am să le arăt altora calea, da, da? La revedere. La revedere. Îți mulțumesc. Ne umflăm în pene unul în fața altuia. Dar viața merge înainte. Te roagă mama ca până pleacă să nu se mai taie livada. Într-adevăr, n-ai avut nici măcar atâta tact. Hai. Ce oameni, zău, ce oameni. Rămâi cu bine, casă dragă. Casa bunicilor. Va trece iarna, o să vină primăvara. Și atunci au să te dărâm. Câte n-au văzut zidurile astea. Odorul meu, comară, tu ești înseninată. Ochii-ți clipesc ca două diamante. Ești fericită? Foarte mulțumită? Foarte, mamă. Începe o viață nouă. Într-adevăr, acum totul este cum nu se poate mai bine. Sufeream, ne frământam cu toții înainte de a se vinde livada. Acum chestiunea este tranșată definitiv. Nu se mai poate schimba nimic. Ne-am liniștit cu toții. Ba, putem spune că suntem chiar mult mai veseli. Eu sunt funcționar de bancă, financiar, galbenă la mijloc. Și tu, Liuba, ai o mină excelentă, excelentă, categoric. Da. M-am mai liniștit. Dorm bine. Copilul meu, o să ne vedem în curând. Plec la Paris. Plec cu banii pe care mi-a trimis mătușica din Iaroslav ca să răscumpărăm moșia. Trăiască, mătușica! Numai că banii ăștia nu o să mi ajungă prea multă vreme, așa că... Mamă, dai să te întorci în curând! Eu am să mă pregătesc, am să dau examenul la liceu, o să lucrez, o să te ajut. Vom citi împreună fel de fel de cărți. În serile de toamnă vom citi împreună cărți și în fața noastră se va deschide o lume nouă și plină de minuni, mamă. Să te întorci, mamă. O să mă întorc. Copilașul meu, dorm, dorm. La nina taci, copilașul meu, fii cu minte. Na, 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 na. E, hai. Hai, tare mi-e milă de tine. Vă rog să-mi găsiți un loc undeva. Nu pot. Nu pot să stau fără să fac ceva. Îți vom găsi, Charlotte Ivanovna. Îți vom găsi. Toată lumea ne părăsește. Și Varia pleacă.
Nimeni nu mai are nevoie de noi. La oraș n-am unde să stau. Trebuie să plec, fie ce-o fi. O, dragii mei! Uite și minunea pământului. Am obosit. Dați-mi un par cu apă. Pariez că iar vrei un împrumut. Sunt la dispoziția dumitale, dar prefer să mă rețin. E mult de când n-am mai fost pe aici. Era aici, dragul meu. Oh, sunt mulțumit că te văd. Uite, ți-am adus datoria. 400 de ruble. Mai rămân 840. Nu vine să cred ochilor. De unde ai făcut rost de bani? O clipă, dragul meu, mi-e cald. O întâmplare extraordinară. Au venit niște englezi pe moșia mea și au găsit în pământ un fel de argilă albă. Și de la voastră m-am adus 400 de ruble. Oh, restul, mai târziu, adineauri în tren, un tânăr povestea că nu știu care mare filozof îi sfătuia pe oameni să se arunce de pe acoperiș. Sari, zicea el, sari! Păi, aici. Da, dar apă, puțină apă. Și ce-i cu englezii? Păi le-am arendat o bucată de pământ pentru 24 de ani. Dragii mei, dar acum trebuie să fug. Trebuie să alerg că sunt dator la mulți. Lasă, mai trec eu pe aici. Joia. Nu. Noi plecăm acum cu toții la oraș, iar eu plec mâine în străinătate. Cum, la oraș? Da. Tocmai că am văzut mobila, diamantanele. Nu-i nimic. Ce oameni deștepți englezii ăștia. E sigur că totul trebuie să aibă un sfârșit. Și dacă o să vă ajungă vestea că mi-am dat sfârșitul, să vă aduceți aminte de acest biet cal și să spuneți: a trăit pe lume un trăznit, un oarecare, Semion Pisic, fie țărâna ușoară. Da, asta e ce... Ce vreme minunată. Și, da, Dașenca mea vă salută. E timpul să plecăm. Plec însă cu două griji. Una este boala lui Firs. Mai avem 5 minute. Mamă, pe Firs l-au și dus la spital. Iașa l-a trimis azi dimineață. Cea a doua mea grijă este Vaia. Ea nu e obișnuită să trăiască fără să muncească și fără lucru e ca peștele fără apă. A slăbit și plânge într-una. Mirmul Alexeici, dacă ți-amintești, era vorba la un moment dat să vă căsătoriți și eram tare bucuroasă. Știu că ea te iubește. Și știu că și dumitale îți place. Atunci nu înțeleg de ce fugiți unul de altul. Sincer să vă spun, nici eu nu știu. E ciudat. Sunt gata să o fac chiar acum, dacă mai e vreme. Numai că simt că fără ajutorul dumneavoastră n-aș fi în stare să o cer în căsătorie. Da! O clipă! Mai avem și șampanie. Vaia. E goală. Au băut-o. Au terminat-o. Vaia! Vaia! Da. Chiar eu aici. Dar nu mi-aduc aminte unde. Și acum unde ai de gând să te duci, Alvara Mihaila? La Rogulin.
M-am angajat la ei ca să le țin gospodăria. Un fel de menajeră, dacă vrei. Așa nu. Sunt la 70 de verste. Așadar, s-ai sprevit cu viața din casa asta. Unde să-i fi pus? Ha, bă, poate l-am pus în cuflă. Da. Aici nu mai am ce căuta. Viața nu se începe din nou. Eu plec la Harkov. Chiar cu trenul ăsta. Am o mulțime de treburi pe cap. În curte îl las pe Pihodov. L-am luat la mine. Asta e foarte bine. Să aduci aminte anul trecut pe vremea aceasta, Ninja? Acum e soare, e liniște. Dar e frig, e un dar acolo. Cred că e 3 grade sub zero, așa. Nu știu, nu m-am uitat. De altfel, termometrul e spart. Da, vin îndată. E timpul. Cred că am să ajung chiar astăzi la Rogurini. Mai de n-aș pierde trenul. Ania! Ania! Îmbracă-te! Scumpii, dragii mei prieteni, părăsind pentru totdeauna această casă, pot eu oare să tac? Mă pot împiedica să nu-mi exprim la despărțire acele simțăminte care mi inundă ființa? Unchiule! Nu trebuie, unchiule. Galbena în colț a tăcut. Haideți, domnilor, că e timpul să plecăm. Haideți, repede, grăbiți-vă. Epicodov, domn patronul. Imediat, Ermolai Alexeici, imediat. Aș vrea să mai rămân numai o singură clipă. Poftiți. Că n-am văzut niciodată pereții ăștia, ferestrele astea. Acum privesc totul cu atâta duioșie. Mi-aduc aminte, aveam vreo 6 anișori. Era de înălțare. Stăteam pe pervazul ferestrei ăștia și mă uitam la tata care se ducea la biserică. Luna, ați strâns? Ați strâns toate bagajele? Cred că da. Pihodov, ai grijă să fie tot în ordine. N-am venit nicio grijă. Uite-ți galoșii. Ha, bravo. Haideți, să pornim. La drum, hai. La drum, la gară, repede. Galbena, în mijloc. Să merg. Sunteți toți aici? N-a mai rămas nimeni? Noi să închidem. Aici sunt depozitate lucrurile. Am înțeles, Ermolai Alexeici. Adio, casă! Adio, viață de vinoară! Piață nouă, te salutăm! Așadar, până la primăvară, domnilor și domnilor, vă rog să ieșiți. Poftiți pe aici, vă rog. Poftiți. Surioară, surioară.
frumoasa mea, scumpa mea livadă, rămâi cu bine. Rămâneți cu bine. Viața mea, tinerețea mea, fericirea mea, rămâneți cu bine. Vreau să mai privesc măcar o singură dată, o ultimă dată, perețește. Prin odaia asta îi plăcea mamei să se plimbe. Surioară, surioară! Venim! Venim! Nu faci nimic.
stau. Să stau aici. Ar stau aici. Ar... Sunt sigur că Leonid Andreevici a uitat blană. Era cu paltonul. Că n-am fost cu ochii pe el. Of, tinereță, și eu am... Viața mea a trecut de... Parcă nici n-am trăit. Am să mă întind puțin aici. Mă întind puțin aici. Nu ți-a mai rămas nici un pic de putere. Ce un pic. Un țărăbrut.